E timpul iar? Da, o să fac chestia asta la fiecare, o să zic chestia asta la fiecare chestie importantă. E timpul pentru Oscarurile RFC, adică premiile mele pentru cel mai dezamăgitor, cel mai bun, cel mai... O să vedeți care sunt categoriile, le-am schimbat cam în fiecare an. Fără să mai întârziem, hai să începem cu cel mai bun horror 2022. Film sau serial, orice, nominalizările sunt. Barbarian, Smile, X și Pearl. Terrifier 2, măcar merită pentru personajul la negativ, măcar pentru asta, pentru bilele albe, chiar dacă e una singură, merită măcar o nominalizare. Episodul 3 din Cabinet of Curiosities al lui Guillermo del Toro, doar episodul 3 merită o nominalizare. Hellhole și Deadstream, despre care n-am făcut recenzii, e o parodie horror, dar a fost pe cât de amuzant, pe atât de horror, mă rog, merită măcar... Pentru ce a reușit, pentru ce a vrut să fie, merită măcar o nominalizare. Câștigătorul este Cabinet of Curiosities, episodul 3. Dacă tot am luat și seriale și tot și episoade din miniserii, nu știu ce. Cabinet of Curiosities, episodul 3 pentru mine. Oscarul RFC pentru cum a fost acum cel mai bun horror, cel mai bun orice. Și acum avem Oscarul de caca. Un nume, o denumire acceptată oficial de foarte multe țări, internațional, de fapt. Oscarul de caca pentru cel mai dezamăgitor film sau serial 2022. Nominalizările, dacă poți să le spui așa, sunt Thor 4 sau Love and Thunder, da, dezamăgitor, da. Black Panther 2, Doctor Strange 2, deci Marvel nu a dus-o bine deloc în Phase 4 asta, mă rog. Jurassic World 3, Rings of Power, nimic n-a dus-o bine, nicio franciză, nicio, mă rog. Prey, pentru că dezamăgitor având în vedere premisa și ideea care a fost foarte mișto și ar fi putut să fie și potențialul, deci Prey. Scream, pentru că, iar, e un potențial acolo, dar nu mai știu nu știu ce să fac cu filmele astea, mă rog. Obi-Wan, normal, Boba Fett, înțelegeți de ce? Astea sunt ale mele, oricum, părerea mea. Și aici o să explic de ce este și Capra cu trei iezi, pentru că măcar la dezamăgitor pentru mine trebuie să o includ. Pentru mine, având în vedere cât de mișto sună ideea, un horror după povestea Capra cu trei iezi, mă așteptam, chiar dacă e românesc, mă așteptam la mai mult. Greșeala mea, mă rog, ok, a avut părți bune chestii, nu știu ce. Câștigătorul este, de departe, Rings of Power. La cel mai dezamăgitor, Oscarul de caca merită vreo 5. Hai să mergem o dată așa. Deci următorul, Oscarul RFC pentru cea mai bună comedie sau film serial cu umor, pe partea de umor, dar nu trebuie neapărat să fie comedie la baza genului, dar nominalizările sunt Deadstream, despre care încă o dată n-am făcut horror, mă rog, dar a fost amuzant, în mod ciudat, pentru că am îmbrățișat cam ce a vrut să fie, să zicem. Bullet Train, Afterlife 3, Banshees of Inisherin, The Guardian's Christmas Special, Peacemaker, Rick and Morty sezonul 6, The Unbearable Weight of Massive Talent, filmul ăla cu Nicolas Cage, care îl joacă pe Nicolas Cage, și Everything Everywhere All at Once, dar pentru mine, Oscarul RFC dintre toate, umor, dialog rapid și amuzant, scenariu, mă rog, dar cred că dialogul a făcut-o pentru mine și toate situațiile și chestii, mă rog. Bullet Train, Oscarul RFC pentru cel mai bun umor, să zicem așa, pentru mine personal, foarte subiectiv. O să introduc o nouă categorie de anul ăsta și se potrivește perfect când o să auziți. Oscarul de caca pentru cel mai woke film sau serial sau orice. Hai cu hate-ul. Nominalizările sunt Rings of Power, Pinocchio varianta Disney, Resident Evil, serialul ăla de pe Netflix sau unde a fost. Un loc special aici îl are The Woman King, deși nu l-am văzut, dar doar titlul și premisa, acum au schimbat istoria și de ce și cum și tot ce ține de filmul ăla, nu știu, indiferent de cât de bun e filmul, nu am putut și nu vreau și merită măcar pentru asta o nominalizare. She-Hulk și atât, de fapt, și clar, She-Hulk nici nu încape discuție, adică este de departe, este n-are sens, este tot ce e neînregulă cu filmele și serialele în ziua de azi, totul este în She-Hulk, tot ce e în puțin câte puțin în toate, She-Hulk le conține pe toate. Următorul Oscar RFC este pentru cel mai bun monolog sau dialog din film, serial, orice. Nu e scenariu, nu intră doar gen, da? Încă o dată, monolog, dialog, o să înțelegeți la ce mă refer. În Andor, de exemplu, în serialul Star Wars Andor, este un monolog, de fapt vreo două, foarte emoționante, foarte mișto livrate, foarte bun și actorul și carisma și, mă rog, livrarea și toate cele. Pearl, pe la sfârșit, Pearl are un monolog, Mia Goth, de, cred că mai mult de 5 minute, cred că 10 minute în continuu, fără tăieturi. Banshees of Inisherin, Bullet Train, Afterlife 3, aici intră mai mult dialogul decât monolog neapărat. Dialoguri, schimburile de replici și livratul și toate cele. Uite, Better Call Saul iar are câteva... și dialogul e bun, dar un monolog, cel puțin unul, este foarte puternic și satisfăcător și distractiv și toate cele. Și episodul 7, penultimul, The Viewing, din Cabinet of Curiosities, 3/4 este un dialog, monolog, dialog. Foarte, foarte mișto, chiar dacă nu mi-a plăcut mai deloc cum se termină. Cine a văzut știe la ce mă refer. Dar câștigătorul pentru mine este monologul lui Mia Goth în Pearl. Adică, cred că dați seama și vă așteptați la chestia asta. Hai să facem o combinație acum. Oscar de caca combinat cu Oscarul normal RFC, pentru că avem nominalizări pentru, sau mă rog, premiu pentru cel mai bun sau un început foarte bun, dar sfârșit foarte dezamăgitor, slab, prost. Deci început bun, sfârșit varză. Nominalizările sunt Barbarian, 3/4 de film mișto, sfârșitul Glass Onion, jumătate de film mișto, jumătate sau da, mai ales sfârșitul. Bullet Train, iar foarte mișto, 3/4, mai mult, doar sfârșitul ăla, ultimele 10 minute au fost parcă prea trase de păr. Fall, iar foarte bun, foarte bună tensiune, foarte nu știu ce. Sfârșitul, mai mult pentru că nu neapărat sfârșitul în sine, dar mai mult, nu știu, și ei au exagerat un pic și faptul că a fost foarte tras de păr și existau soluții mai ușoare și, mă rog, a fost un pic tras de păr, să zicem, asta e în principal. From, serialul From, începe foarte mișto, cu potențial mare, nu știu ce, și se fâsâie total la final. La fel și episodul 7 ăsta, The Viewing, de care am zis, din Cabinet of Curiosities, nu mi-a plăcut deloc sfârșitul și mi s-a părut că a făcut tot episodul să fie mai degeaba și inutil. Smile, la fel, n-a fost deloc grozav sfârșitul, ba chiar a scăzut nota filmului destul de mult. Moon Knight începe foarte mișto și multe chestii mișto prin el și nu știu ce, dar sfârșitul a fost foarte tras de păr, ireal și convenabil și, mă rog, și slăbuț oricum. Și Black Phone pentru mine, sfârșitul, ceva chestii pe la sfârșit iar au fost cam trase de păr și cam, mă rog, un pic dezamăgitor, cât să meargă, adică a fost atât de mișto toată atmosfera și chestii și, nu știu, parcă s-a fusit la sfârșit. Câștigătorul pentru mine, Oscarul semi-RFC ăsta, ce vrea să fie, că e și bun, dar și slab la sfârșit, mă rog, este Barbarian. A fost pentru că restul filmului a fost atât de mișto, a fost foarte mișto, restul filmului fără sfârșitul ăla. Ok, hai să continuăm cu un Oscar de caca, astea sunt mai mișto, mai amuzante. Cel mai plictisitor și mai satisfăcătoare. Cel mai plictisitor film sau serial sau nu știu ce, nominalizările sunt Cabinet of Curiosities, episodul 5, ăla cu tablourile, cu pictorii, cu nu știu ce. From, până la urmă, merită măcar o nominalizare, deși a început bine, a fost foarte plictisitor după. The Watcher, serialul ăla de pe Netflix, n-a prea avut mai nimic, știi, și ce chestii au fost doar de dragul șocului și de dragul twisturilor și dezvăluirilor și, nu știu, n-a prea avut deloc impact. Merge la plictisitor, nu știu unde să-l bag în altă parte, mă rog. Și Fantastic Beasts 3. Câștigătorul meu mi s-a părut cel mai plictisitor și poate și pentru că a fost sâcâitor neinteresant și n-a prea avut nimic, știi? Având în vedere potențialul, pentru că este Fantastic Beasts 3 pentru mine. Ok, revenim la Oscar RFC, cele mai bune efecte sau imagine sau tot ce ține de vizual, nu neapărat doar CGI, tot ce ține de vizual din mai toate punctele de vedere. Nominalizările sunt Rings of Power, bineînțeles, The Batman, Everything Everywhere All at Once, House of the Dragon, Game of Thrones prequel-ul, All Quiet on the Western Front, Avatar 2, Banshees of Inisherin, am zis Everything Everywhere All at Once, dacă n-am zis mai, nu știu, mai zic o dată, și Andor, serialul Star Wars, foarte multe scene și imagini și panorame și chestii mișto și pe acolo, dar n-are cum să nu meargă la Avatar 2, adică trecem peste repede că e clar, este, nu există termen de comparație și dacă Rings of Power a fost foarte mișto măcar pe partea de imagine, efecte și nu știu ce, nu se compară. Ok, un Oscar de caca acum pentru cel mai what the fuck moment, scenă, dar băgăm aici la what the fuck ăsta, băgăm și decizii stupide, că se potrivește oarecum, știi, chestii trase de păr, toate genurile, toate chestiile astea le băgăm aici. Nominalizările sunt Sonic 2 pentru o schimbare de asta de direcție la un moment dat, sunt vreo 10 minute care n-au treabă cu filmul, mă rog. Cabinet of Curiosities, episodul 7, ăla cu dialogul și nu știu ce, și atmosfera foarte mișto și care după aia la sfârșit e... ce? Prey, mai mult și de potențial și de chestii trase de păr la sfârșit. Obi-Wan, iar, multe chestii. Boba Fett, la fel, că avem 2-3 episoade cu alt personaj, total alt personaj. Thor 4, pentru mai toate scenele cu Zeus și... prea mult umor câteodată, prea mult. Scream, nu mai zic de ce. Fall, iar, niște decizii și niște chestii. E cam, vorbesc de la sine filmele astea, dacă le-ați văzut. Men are o scenă care este extraordinară, de nici nu poți să te enervezi. Este atât de, știi, I'm not even mad, that's amazing, știi? Și Texas Chainsaw Massacre, varianta asta nouă, 2022, care nu mi s-a părut atât de groaznic, cum am văzut că e în foarte multe topuri. M-aș așteptam la ceva mult mai rău, dar sunt foarte multe decizii și chestii foarte stupide acolo, n-avea cum să scape de pe listă. Numai că Oscarul de caca merge la Men pentru scena aia, pentru... Doamne ferește, adică... Puteți să vă uitați la film doar pentru scena aia și o să însemne la fel de mult cum a însemnat și pentru toată lumea care a văzut filmul cap-coadă. O să înțelegeți la fel de multe. Oscar RFC pentru cea mai bună animație, anime, etc. Avem Diabolical, ăla, serialul, seria aia animată derivată din The Boys, Demon Slayer sezonul 2, Attack on Titan, partea a doua a ultimului sezon. Am băgat-o măcar aici că m-ați înnebunit cu serialele, de ce nu a intrat Attack on Titan la seriale. A fost pe primul loc anul trecut, că a apărut teoretic anul trecut, ok, că a apărut partea a doua anul ăsta, să mai lase și pe alții, că ar fi luat probabil primul loc și anul ăsta. Chainsaw Man, primul sezon, o să poate ajung să fac o recenzie și la sezon, primul sezon per total. Primal, sezonul 2, foarte emoționant și foarte bun, ca de obicei. Tales of the Jedi, de ce am zis-o ciudat? Și Rick and Morty, episodul 6, măcar sezonul 6, măcar o nominalizare e ceva, e o trecere foarte mare de la sezonul 5. Dar da, Attack on Titan, am zis deja... Attack on Titan, partea a doua, dacă merge să-l punem aici, n-au nicio șansă restul. N-are cum să lipsească cel mai bun film cu supereroi sau serial sau orice care se poate considera cu superputeri, supereroi, că na, suntem încă în epoca, știi? Nominalizările sunt The Boys, sezonul 3, măcar o nominalizare, n-a fost grozav, dar și să vedem, mă rog. The Batman, Guardians Christmas Special, RRR, dar eu aici l-aș include pe RRR, filmul ăla indian care a rupt tot. Peacemaker, primul sezon, și Moon Knight, primul sezon. Măcar pentru diferite chestii care au fost mișto în el. Au fost câteva chestii mișto. Dar mă rog, pentru mine personal este The Batman și nu doar pentru că este The Batman și atât. Oscar RFC pentru cea mai bună idee, cel mai mare potențial, cel mai bun scenariu, cel mai original și pentru idei și chestii, toate astea intră aici, da? Și sunt destul de multe nominalizări pentru că unul e pentru potențialul mișto, altul pentru premisa, ideea, originalitate și scenariu și toate cele. Nominalizările sunt Bullet Train, Attack on Titan, ultimul sezon, partea a doua, Banshees of Inisherin, Everything Everywhere All at Once, Andor, Severance, Better Call Saul, ultimul sezon, Pinocchio, varianta Guillermo del Toro, 1899, We Own This City, serialul de pe HBO, HBO Max, Moon Knight, Sandman, Prey, aici încă o dată mai mult potențial și idei și nu știu ce, dar ați înțeles, le luați pe fiecare pentru ceva anume. Capra cu trei iezi, vedeți? Potențial, idee, premisă, originalitate, faptul că tehnica a fost foarte bună, a fost o chestie foarte, mai diferită și nouă și bună din unele puncte de vedere pentru România, pentru români, pentru așa. Cabinet of Curiosities, episodul 3. Și Jurassic World 3 pentru ideea de a fi dinozaurii peste tot în lume și cu care n-au făcut absolut nimic, dar măcar a fost acolo premisa și ideea și potențialul, știi? Măcar pentru toate. Le băgăm pe toate aici, am zis scenariu, potențial, originalitate, idee, premisă. Pentru mine este clar, Severance, primul sezon. Cine n-a văzut Severance, uitați-vă, măcar pentru asta și tot uitați-vă la Severance. Și mai am câteva categorii, dar cred că o să fie clipul ăsta mult prea lung, așa că terminăm cu o chestie de care faceți mișto probabil voi. Cel mai emoționant film sau serial, nominalizările sunt Dahmer, povestea lui Jeffrey Dahmer, da, culmea, Avatar 2, sfârșitul ăla, Everything Everywhere All at Once, Pinocchio, varianta lui Guillermo del Toro, Better Call Saul, ultimul sezon, Afterlife 3, ultimul sezon și Top Gun 2, care este câștigătorul Oscar RFC Top Gun 2. Deci n-am fost... Cred că a fost singurul la care chiar mi-au dat lacrimile și e gen... Sunt două scene în mijlocul filmului care sunt mai nostalgice și nu știu ce pentru primul film și pentru personajele din al doilea care au fost și în primul. Și nu știu, mă rog, pentru interiorul filmului, nu știu de ce m-a lovit atât de rău Top Gun 2 pe mine personal, vreo două scene. Bun, părerile voastre, deci la premiile astea, nu știu ce, nominalizările dacă vreți, sau măcar câștigătorul vostru la fiecare categorie. Puneți categoria din astea pe care am zis și alte categorii dacă vreți și puneți nominalizările sau doar câștigătorul, sau mă rog, câștigătorul, Oscar de caca. Ați înțeles ideea, câștigătorul, oricum ar fi. Ale voastre în comentarii, sunt foarte curios, le citesc pe toate. Și, vă dați seama după inimioare, dacă n-am timp chiar tot timpul să vin repede cu un comentariu sau să am neapărat ce să zic la unele, știi? Le văd și mă distrează și e mișto și așa să faceți chestia asta. Nu uitați și clopoțel și să deveniți membri dacă vreți, să ajutați canalul. Subscribe, e gratis și mă ajută foarte mult. Cine nu e abonat, vă rog frumos, nu contează, nu contează. Blocați notificările dacă chiar nu vreți tot timpul să... Mulțumesc! Vizionare foarte plăcută în 2023, da, cred că fac și la Puss in Boots. Sper să reușesc, pentru că a fost foarte mișto. Vizionare foarte plăcută, pa, 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 pa.